de la lucruri mici, întotdeauna, pentru ca și tinerii să înceapă să aibă educația de a vorbi, de a spune ce vor. Pentru că în România sunt obișnuiți doar să primească, cumva i-am obișnuit noi să le dăm, fără să-i întrebăm. Și credem noi că știm mai bine ce au ei nevoie. Și eu nu cred că este așa. Nici ei nu cred că este așa. Eu cred că trebuie să-i întrebăm care sunt nevoile lor și cred că trebuie să fim atenți la cine sunt ei acum, cine este această generație, care sunt dorințele lor. Eu cred că și noi trebuie să ne pliem pe nevoile lor și până la urmă eu cred că e datoria adulților să le ofere contextele necesare de a fi educați. Treaba mea este să-i întreb și să încerc împreună cu ei să construim împreună niște lucruri. Bun, eu pot să vin ca și adult cu experiența mea profesională sau experiența mea de viață și să o pun în comun cu ei. Sigur că ei nu vor ști să scrie proiecte acum, dar participând la implementarea unui proiect, ulterior vor crește și vor învăța până vor ajunge să scrie ei un proiect. Cred că mecanismul cel mai important pe care trebuie să-l învățăm este acela de a vedea o nevoie și de a o transforma în scop, de a-i face niște obiective și de a o transforma în pași de acțiune. Asta e ceva ce putem să folosim atât la nivel personal, cât și la nivel de proiecte, la nivel de organizații și la nivel de țară. Sunt niște pași simpli, un schelet pe care cred că toată lumea ar trebui să-l știe. Aveți exemple din activitatea dumneavoastră cu tineri care izbutesc să facă acești pași? Da. Noi la Centrul de Tineret din Baia Mare, exact cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret de acolo lucrând, bugetul DJST-ului de acolo deja de 5, 6 ani, 7 ani, este folosit în totalitate de tineri. Adică la începutul anului tinerii spun, tinerii care frecventează Centrul de Tineret spun, uite, noi anul ăsta trebuie să facem proiectele astea. A. Se finanțează de către minister prin programul propriu al Direcției Județene și tinerii implementează acele proiecte. Sigur, sunt inițiative mici, vor să facă un concert în care să promoveze talentele locale, au făcut o cafenea publică, dar pe pătură, picnic cafe, facilitată de ei, în care au discutat despre, bine, au invitat lucrători de tinere și au discutat despre problemele lor emoționale. Și în cazul ăsta și participarea este garantată, aș putea să zic. Da, pentru că sunt proiectele lor. A simțit tineri printre cei prezenți aici care ar fi capabili? Absolut, așa, din ochi. Toți. Da? Toți sunt capabili. Nu cred că există vreun tânăr care să nu aibă potențial, doar că nu este suficient exploatat. Vă mulțumim frumos. Mai era o întrebare. Pe unde mai mergeți? Da, haideți să vă citesc lista ca să nu omit ceva. Uite, de aici plecăm în județul Buzău, apoi ne ducem în județul Ialomița. Avem în data de 4 aprilie consultare în București. În județul Vâlcea vom ajunge în 8 aprilie, la complexul Tei. Da. Așa. Deci București, după București? După București mergem în județul Vâlcea. Apoi vom merge în județul Hunedoara, după care poposim în județul Covasna, acolo unde a și fost prima activitate din proiect în care ne-am întâlnit cu DJST-urile și cu tineri. Și care este zona tinerilor. Foarte frumoasă din punct de vedere turistic. Și încheiem în 11 aprilie cu consultarea în județul Maramureș. Adică la mine merge acasă. Repede și foarte strâns. Vă urăm mult, mult succes. Da, de asta vă spun că suntem în turneu, iar apoi ne vom ocupa de procesat un volum enorm de date va fi, din cât timp numai cât se strânge. Da, și să vedem în funcție de ce nevoi au tineri în fiecare județ, cum pot să fie aceste nevoi, cum le putem răspunde acestor nevoi printr-un plan de acțiune al DJST-ului la scară mică. Va fi un feedback special și pentru Botoșani? Absolut. Fiecare județ va primi, da, separat. Pentru că nevoile tinerilor sunt oarecum similare ca și vârstă. Dar fiecare județ vine cu problematica lui specială. Da, nu poți să preiei neapărat niște chestii specifice și să spui, da, întotdeauna se întâmplă așa în toate județele. Bun, repet urarea, mult succes în continuare. Mulțumim și nu uitați, în 26 mai, ce avem de făcut? Să mergem să votăm! Mulțumim frumos! Să mergem să votăm! Iată, ne-ați mai dat o idee și o soluție în același timp. La revedere, mulțumesc!